Cele două avioane rusești care au încălcat spațiul aerian al Suediei la începutul acestei luni erau echipate cu arme nucleare. Survolul efectuat în apropierea insulei Gotland pe 2 martie a fost un act deliberat menit să intimideze Suedia, potrivit canalului suedez de știri TV4. În total, patru avioane au decolat de la baza aeriană rusă din Kaliningrad. Escadrila era formată din două avioane de atac Suhoi-24, care erau escortate de două avioane de vânătoare Suhoi-27. Cele două avioane de atac erau potrivit surselor postului TV4, echipate cu arme nucleare. Încălcarea teritoriului suedez a durat aproximativ un minut. Forțele aeriene ale regatului suedez au desfășurat două avioane JAS-39 Gripen, care au făcut fotografii ale intrușilor. În acel moment s-a confirmat că avioanele rusești erau echipate cu focoase nucleare. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat cu acțiuni militare împotriva Suediei și a Finlandei vecine, în cazul în care oricare dintre ele va adera la NATO. Suedia nu este membră NATO, dar cooperează îndeaproape cu alianța. Cu toate acestea, la fel ca în Finlanda vecină, dezbaterea privind aderarea la NATO a fost reaprinsă în ultimele săptămâni.